Bună seara și bine ați venit la programul cu probleme de matematică, am ajuns la geometrie. Păi, nici toată seara treaba trebuie să zicem. Cu brata am pierdut profesor. Așa trebuie să facem, pentru că la înălțare asta trebuie să spunem. Corect. Așa e frumos. Da, mi-a făcut surprinsa că a fost exact problema pe tablă, să haideți să o înțeleg și eu. Vă zic că subiectul 3, care zice ABCD patrulater convex, da? Da. Aici e unul din 90 de grade, văd? Da, așa, 60. Așa. Laturile astea sunt cunoscute A, B, B, C și A, D, toate 3, nu? Și totul într-o stat de 60. Da. Așa. Asta se dă. Și ce se cere? Măsura mâinului C, da? Da. Prima întrebare. C-ul. Păi dacă tot am spus totul aici... Zic că au făcut, mai puțin în public. Ia să știi, trebuie să știi. Care, care este ideea voastră? Mai aș cu... Adică, unghiul C. Cât e de mare unghiul C? Păi mă dată că C1, dacă mă dăm și C2, 1 e de 60. De ce 1 e de 60? Pe triunghiul ăla e echilateral. Care? A, C, B. Asta e. Un triunghi care vedem două laturi egale, deci el este isoscel. Da? Și un triunghi isoscel cu unghi de 60 de grade, e clar, unghiul la pastră este egal și ăsta, deci ăsta de aici și cu celălalt, ăsta e tot de 60 de grade, da? Da. La fine, foarte bine. După aia D3 cu D4, unul de 4 și 5, celălalt de 4 și 5. Din nou, o chestie de observat. D, A, B, tot isoscel este. D, A, B, 4, 4, 90, deci ăsta 45. Ăla 45 și acum mai rămâne 15. Și a rămas ăsta 15, da? Da. Bun. Corect. Mai departe. Păi, trebuie să reușim. Cât mai aveți? Un C2 și un D2, da? Care sunt toate repede? Sunt toate de 100 de fapt. 30 și 60. Nu. Într-un triunghi. Aaa, într-un triunghi, da. Mai sunt mai repede. Deci, practic, n-ar mai trebui ăsta. Ăsta și cu ăla, cu D. Deci, dacă, în final, ca să știm totul cu C, bucata asta la fratele de lângă el. Adică, dacă zicem ăsta, unul care e de 60, care e 2 ne trebuie. Și la de 1 și de 2 la fel. Și de unul și unul și doi unde trebuie, da? Maria, cum ai făcut? Vorbești? Să mă dăm de cu... Cu o. Cum te să-i seamnă cu o. Noi avem câteva și că... Care? Care este de? De A, O, e de 30. De A, O, de A, O. De 30 de grade, din ce motiv? Sigur că da, corect. Asta e de 30 de grade. De acord cu asta. E de O, e de 105. De O, A, de 105. E de 105. Motivul, suma angherului între unghi de O, A, 180, știu pe ăsta 45, ăsta de 30, deci ăsta a rămas să fie cât ăsta, așa, 100, 105. Exact, așa și domnul profesor, au de unii. Dacă 105 este ăsta... Puneți cu roșu și puneți cu așa. Deci 105 este ăsta, da? Da. Și deci eu sunt tot 105, sunt opus la opus, da? Da. Dar oare cât ar fi ăsta de aici? AOB. AOB. Așa. Unghiul ăsta, AOB. 75. Este 75, da? Corect. 75 și vecinul deasupra. Corect. 75. Și? Și? Ce dacă? Hai singur una dacă știi. Nu știu, am făcut acasă. Văd că unul e din 30. Maria, dar zici că ai făcut la lucrare numai ce de n-ai făcut. Cum ai făcut? Hai să vedem acum. Dacă știu că ăsta e de 75, D2 și cu C2, D2 și cu C2, cât fac împreună? 105. Deci fac? 105. 105, da?
Deci D2, hai să schimb chestia asta, D2 plus C2 egal cu 105. Ar mai trebui să mai am o relație între D și C2. Da, de D2 și C2 și atunci m-aș duce. DCB, ce pot să spun între lui DCB? Că D1 și D, o, D, o să fie de 30. Deci asta e 15 pe luna, nu? Da. Asta e cu 60. Da, 75. 75 și atunci 75 de 2 și cu CB de... fac 105. Ne învârtim. Da. Tot acolo 100. Tot acolo. Deci mai trebuie... B, D, C. B, D, C. Da. Noi avem că B, C, O e de 60. B, B, C. O e 60. O e de 60. O, C, D e de 75. O. C, D e de 75. C, D. De unde știi că O? Eu sunt aici. O, C, D. De unde știi că O, C, D e de 75? Ăla ne trebuie și nu. Ai, știu că am O, C, de 75 nu îl văd eu acum. Păi, de 75, da. Hai, adu-i mai aflat. Cum ai făcut la problemă? Dar zicea că ați făcut tot ce am luat. Mai ne ducem încă o dată. Deci ați prins... A, într-unde două căi... A, două căi sociale după acum. Deci, de unghiul D, A, C este isoscel și el. D, unghiul D, A, C este isoscel. C, isoscel, din ce moment? Da, da, ce-o repar, practic, da. Asta-i, asta-i surpriza. Gata, gata. Deci, 75, 30, 40. Deci, D, A, C, e ascuns isoscel prin ăsta. Din ce motiv? Că am vorbit mai înainte că A, C, B este echilateral. Da. Și fiind echilateral, înseamnă că A, C este cât A, B, deci cât A, D. Adică D la C este isoscel, da, și are un unghi de 30 de grade. Da. Și atunci... La 75. Atunci, da. Atunci ăla e de... Deci ăsta este de 75. Da. Și am făcut unghiul. Da, dar e problemă. Și înseamnă că C2 e 3... Deci 75. C2 este 75. 75. Da? Și de 2 e 3, 75. C2 egal 75. Și înseamnă că de 2 e restul. E 30. Da? Și de 2 e 30. Dar e interesant ce e cu tot. Da. Bun. Haideți că am cam vorbit program. Hai să spunem de cea dreaptă. Deci care este rezolvarea rapidă? Cere și unghiul de. Cere și unghiul de. Dar ai făcut. Cere și unghiul de. Și ce și de. Bun, dacă știm pe ce odată afară, D-ul este banal. Deci, pașii sunt următorii. După ce ați constatat că triunghiul este echilateral, A, C, B echilateral, imediat ne mutăm că D, A, C este isoscel. Și 60-ul de aici lasă lăsa 30 și atunci ne vede aici 75-75. Deci asta e la rezolvarea. Așa că tot ce am făcut aici este corect. Dar n-am, vedeți, pășeam peste esențial, că triunghiul D, A, C, isoscel. Asta era important. Altfel, tot ne învârteam acolo și intram, ați văzut, s-a intrat practic într-un cerc vicios. Nu reușeam decât D, 2, cum spus, că 2, fac 105, dar fac 2. Cum redactăm? Hai să le facem rezolvarea. Deci, pentru punctul A, spunem, cine vorbește? Maria, te rog. Avem AB egal cu BC. A, deci în triunghiul. Triunghiul ABC. A, B, C. Acolo, A, B. Egal cu A, cu BC. Egal cu 4 cm. Rezultă deci că triunghiul. A, B, C. Isoscel. Și măsura unghiului ABC e de... Măsura lui ABC egal cu 60 de grade. Deci constată că triunghiul ABC e echilateral. Asta îmi spune... Rezultă că și AC e de 4. AC egal cu 4. Și
egal cu AD. Și egal cu AD, egal, da, și cu AD. Deci de aici se rezultă că triunghiul DAC, DA, triunghiul DAC, isoscel. Dar mai aveam încă ceva important. Faptul că triunghiul este echilateral și că unghiul CAB e de 60 grade. Deci aici când am spus rezultă, măsura lui CAB egal cu 60 grade. Care înseamnă, mă duce spre DAC, prietenul, vecinul său, de acetul, măsura lui DAC, de AC, e de câte grade? De 30 de grade. Și dacă e de 30 de grade, din faptul că triunghiul, le punem una sola, triunghiul D, A, C, isoscel. Și măsura lui D, A, C, a unghiului, D, A, C, egal 60 de grade, de aici rezultă că măsura unghiului DCA, măsura unghiului DCA, egal cu 75 de grade, da? Egal cu 75 de grade al DCA. Și dacă măsura lui DCA e 75 de grade, măsura de resut, să le spunem una asta, măsura lui DCA, DCA egal cu 75 de grade. Măsura lui ACB, ACB egal cu 60 de grade. Rezultă că măsura unghiului cerut, DCB, sau măsura lui C, egal cu câte? Cu 135. Iar pentru punctul, tot aici la A, măsura lui D, măsura unghiului D, e de fapt 360, scăzut pe 90, scăzut 60, scăzut ăsta, și scăzut D-ul. 70. Da? E faptul... Măsura lui D, cât ați fost? 135. Și suma lor cum era 105 atunci? Da. A, 7. Dar nu, C2 era C2, da? Deci 135, iar în măsura unghiului D, am zis că a ieșit chiar de înainte. O spune că 360, dar din faptul că am zis că trebuie ghisos și ala ceva. Atât, asta era relata. B. La B, B. B. AC și BD. AC am aflat-o. Deci pentru punctul B, AC egal cu 4 centimetri, din faptul că triunghiul DAC, DAC, isoscel. Și DB poate și măsura unghiului din B și aici. Și că măsura unghiului din B, măsura unghiului din B, egal cu 60 de grade. De aici ne-am dat seama că AC egal de 4 centimetri. Și DB poate Veronica din 2. De prima lui Pitagora în DAB, e dreptunghi, deci triunghiul de AB, repede, de B este 4 de B, egal cu 4 radical din 2. Am rezolvat și pe asta. Și punctul C. CD. CD. Cum aflăm pe CD? Ai înțeles cum se află CD? Ca să vorbești tu? Dacă nu Maria, poate e mea. Sigur că da. Pe cineva. Ce știm în triunghiul de AC? Ce triunghi este? Ce fel de triunghi este de AC? Isoscel. Un triunghi isoscel. Și știm latura lui de A și AC, da? Da. Ei, într-un triunghi isoscel în care știi cele două laturi și unghiul dintre ele, ai putea să o afli pe de ce? Sigur, sinus. Dacă triunghi dreptunghic, vorbim de a pe care a făcut ce. Dar așa, într-un triunghi oarecare, avem aici o formulă foarte importantă. Pentru ore.
Dar nu se pune problema să aflăm aria aici, distanța, ca să zici, aria pe două căi, nu? Dacă într-un triunghi, într-un triunghi oarecare, deci într-un triunghi oarecare, vorbesc, nu un triunghi social, un triunghi oarecare, știi două laturi și unii dintre ele? Teorema Pitagora generalizată. Așa. Teorema Pitagora generalizată. Nu vine mie în mintea acum. Și poate găsești și o altă soluție, dar ne gândim acum, asta mi-a venit în minte. Deci teorema Pitagora generalizată. Care spune ce? Pătratul unii laturi este egal cu suma pătratelor celorlalte două, minus de două produsul lor, oricum sinusul unii dintre ele. Sau de asta, ca și prima. Asta. Ca și primul soluție, mai e și miruna. Sigur că da. Putem șterge, nu? Aici. Așa. Deci pătratul unui laturi, mergem în triunghiul care am spus, în triunghiul DAC. Da. 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 Sigur, sigur. Știi, noi trebuie să avem grijă tot timpul că de calitatea registrării depinde, să spunem, bucuria care ne face prietenilor noștri, cei care ne vor părea. Deci, în triunghiul DAC, vom spune, Maria, cum a zis, DC pătrat, egal cu AC pătrat, plus AD pătrat, minus de două ori produsul lor. Așa, ori cosinus unghiul dintre ele. Ori cosinus unghiul dintre ele. 30 de grade. Da? Mm-hmm. Deci de aici vă spune câte ce pătrat, din nou, acei 16. 32. 32 deodată, da. 32. Minus de 2 ori 4, 4, 16. Deci minus 32 din nou. E de 2 ori, da? 32. Cosinus unghiului dintre ele, 30 de grade. Și egal cu, trebuie 32 de la un factor comun, pe rândul 1 minus, cum se 30 de grade? Radical din 3 pe 2. E de 60. Radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2, da. 1 minus radical din 3 pe 2, care înseamnă 32, pe lângă 2 minus radical din 3, totul pe 2. Simplifică. Și este egal cu 16, pe lângă 1, pe lângă 2. Minus radical din 3. De fapt, vom văd... Da, de ce pătrat. De ce pătrat. De unde de ce simplu, foarte bine, intervenim radical din 16 pe lângă 2 minus radical din 3, care îți face egal cu 4. 4. 4. De lângă radical din 3. Radical din 2 minus radical din 3. Da, vezi că ai rezultat. Raționalizează, vezi tot cum faci. Da, eu cred că... Vezi că e... No, nu, nu, facem noi acum. Raționalizăm. Ori? Nu raționalizăm, facem radicali compuși. Da. Da. Deci egal cu 4 pe lângă. Cu 4 pe lângă. Deschide paranteza. Ne trebuie C-ul care este A pătrat minus B. Vă amintiți de la? Formula diarie. C egal cu A la 2 minus B. Adică? A minus B. Adică, 2 la 2, 4, minus 3, 3 1. 1. Și va fi radical din... A plus C pe 2. A, adică 2 plus 1 pe 2. Minus. Minus, e minus aici, din cauza asta, radical din 2 minus 1 pe 2. Care înseamnă 4 pe lângă, radical din 3. Radical din 3. Radical din 3 pe 2, am să zic radical din 3, minus 1, totul pe radical din 2. Mai lucrăm cu noi lăsăm asta. Egal cu 4 pe lângă. Radical din 3 minus radical din... Radical din 6 minus radical din 2, totul pe radical. Raționalizăm, deci mulțim radical din 2 la el peste tot și vine 4 pe lângă radical din 6. Maria, vorbește minus? Radical din 6 minus radical din 2. Corect. Totul supra? 2. E ca cu 2 pe lângă A. 2 pe lângă... Pe lângă radical din 6, pe lângă radical din 2. Așa. Pot dați exact? 2 pe lângă radical din 6, pe 2. Este rezultatul pe care l-am văzut noi ca soluție. O altă idee. Bine. În triunghiul
AOD. A. 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 O. D. D. A dus omul perpendicular pe AD. O. M. Nu, perpendicular pe AD. Da. Am dat-o cu X. Deci, rății la practic. Da, am dat aia O, M cu X. Așa, O, M, M, M aici, da, să zic. M. Cu X. O, M, e lătat cu X. Cu X. Deci, O, M, egal cu X. A, O, înseamnă că este 2X. A. O. O. E 2X. Este 2X. Deci, ne ducem în... În triunghiul A, M, O. Da. Deci în triunghiul A, M, O. În care avem... Deci în triunghiul dreptunghic, nu? Da, cu unul 30. Deci ăsta ce numește. Și unghiul A de 30, măsura unghiului. M, A, O. M, A, O. E egal cu 30 de grade. Da, rezultă că A, O e 2X. Măsura de M, A, O e egal cu 30 de grade. Rezultă atunci... Că A, O este 2X. Deci din cele două, A, O, o egal cu 2X, nu? Da. Sau altfel spus, am aplicat în triunghiul ăsta sinus de 30 de grade. Sinus de 30 de grade egal pe atâta opusă supra ipotenuză. Și sinus de 30 de grade este 1 pe 2. Și asta, sau ceea ce ai spus, ipotenuza este dublul catetei pe care o vedem. În D, M, O. Avem că M, O este congruent cu D, M și egal cu X. M, O. M, O e congruent cu D, M și egal cu X. Din ce motiv? Perpunghiul D, M, D, O e de 45, la fel și M, O, D e 45. Deci D, M este X. Faptul că am dus paralelă, în triunghiul D, A, B, isoscel fiind, așa cum ai spus tu, se păstrează unghiul de 45, da? Și atunci tot deci, triunghiul D, M, O. Deci, cum om, cum om e paralelă cu A, B, iar D, A, B, D, A, B, triunghiul de A, B, isoscel, rezultă atunci că și D, M, O, triunghiul D, M, O, isoscel, adică D, M, e egal cu X. D, M, este X. Avem că A, D e 4. A, D, tot este 4. A, D, tot este 4. Deci, M, A o să fie 4 minus X. M, A, o să fie 4 minus X. Hai să adăugăm de sub. A, D. A, D e egal cu 4. Din cele două, rezultă că M, A, este egal cu 4 minus X. Soluții complete, așa mi se pare că e terminat. Ascultă-mă, dar să vedem soluția până la capăt. Este interesant, dar vine cu o construcție. Vreau să vedeți frumusețea ideii. Deci vine cu această construcție. Pe unde ajunge la PC, domnul? Pe așteaptă. Nu grăbim. Avem răbdare, pentru că lucrul acesta dă încredere celor care au gândit o soluție. Da? Deci suntem unde? La M, A, A egal cu 4 minus X. A egal cu 4 minus X. Într-unghiul M, A, O aplicăm teorema lui Pitagora. Într-unghiul M, A, O aplicăm teorema lui Pitagora. Și găsim pe? Și găsim pe X. X. Da? A, O o știm? Da. Da. 2X. 2X, da? Da. Și asta. Da, X, X. Și asta M, A, minus X. Face prima relație pe care o gândește, deci în triunghiul M-A-O avem cu 4X pătrat. Înseamnă 4 X pătrat. Deci 4X, adică 2X, da? 4X pătrat este egal cu X pătrat plus 4 minus X totul la pătrat. 4 minus X totul la pătrat. Calculăm. Ceea ce mă duce spre 4X. Nu am aici. 3x pătrat. Deci, 3x pătrat, că ai dus în partea asta, da? 3x pătrat este egal cu 4 minus x. 4 minus x tot la pătrat, da? Da. Și atunci, la egal din 3x, este egal cu 4 minus x. Deci, avem încă o dată, 3x pătrat egal cu 4 minus x tot la pătrat. Și acum, la egal din 3x egal cu 4 minus x.
Așa este. Dar aici Miruna, cineva te poate ataca. Ca ai 2 de X. Nu, nu, nu. Că 4 minus X ăsta este pozitiv. Când îi extragi radicalul. Haideți, atunci o să-l desfacem, dacă... Tocmai. Deci este pericolul ăsta, da? Da, tot așa. Da, bun, dar să-l desfacem mai nimic. Dar eu vreau să atrag atenția asupra faptului că 4 minus X poate să fie un număr negativ și trebuie să ieși în moduri. Deci 4 minus X depinde cât este X-ul ăsta de mare. 4 minus X poate să fie și un număr negativ și atunci cineva te poate ataca aici când ai ieșit în moduri. De fapt, 3X pătrat, nu. Deci, ridică-l la pătrat, da? Da. 3X pătrat este egal cu 16. Minus 8x, da. Plus x pătrat. Plus x pătrat. Da, și vine 2x pătrat. 2x pătrat egal cu 8 pe lângă. Dar trebuie și 8. 2 minus x pe lângă 2 minus x. 2 minus x. 8 cu 12. Așa. 4 x pătrat egal cu 4 minus 4x. 4 ori 2? Sau zici, egal cu 8. 4 ori 8. Minus 4x, nu? Da. Duc totul într-un singur membru. Face x pătrat. Plus 4x. Plus 4x. Minus 8 egal cu 0. Și găsim solul 2. Sigur. Sau dăteați factor x, nu? Nu, nu mă ajută. Dacă dau pe x factor comun, nu pot rezolva în acest lucru. Da. Că noi suntem numele naturale sau numele întregi. N-am cum. Deci, în clipa asta, zic x-ul 2, egal cu minus b, minus 4. Adică minus 4 plus minus radical din 16 minus 1, vădăriți, că Maria vreau să vorbească, 16 Maria, minus... 16 minus... Formula 4 acela, minus cu minus, aici vine plus... Plus 8. 4 8. 32, totul supra? Supra 2 ori 1. 2 ori 1. Și egal cu minus 4 plus minus, pe loc. Minus 4 plus minus radical din 48. Radical din 48, totul supra 2, egal mai departe cu minus 4. Minus 4 plus minus. 16 ori 3 este 4 radical din 3, totul supra 2 și am o dată varianta x-ul egal, te rog. X-ul dat din minus 4 plus 4 radical din 3 din 2 și egal cu... 4 radical din 3 pe 2 și x-ul egal cu... X2 egal cu minus 4, minus 4 radical din 3 supra 2. Asta indică că e negativă. Hai să plecăm printr-un 2. Și vine X1 ca valoare pe care o acceptăm. Minus 2. Minus, sau 2 pe lângă. Da. 2 pe lângă. Minus 1. Minus 1. Plus radical din 3. Da. Radical din 3 minus 1. Sau 2 pe 3. Radical din 3 minus 1. Bun, am găsit pe X. L-am găsit pe X. Acum, într-un eu dăm O. D-M-O. Îl aflăm pe D-O. Îl aflăm pe D-O. O să fie X radical din 2. Dacă e triunghiul D-M-O, ce fel de triunghi este isoscel? Și D-O. Deci văd D-O. X radical din 2. X radical din 2. Doi. X-ul pe care l-am dat mai aici. 2 pe lângă radical din 3. 2 radical din 2. E bine, zic, da, nu? 2 radical din 2. Pe lângă radical din 3 minus 1. Radical din 3 minus 1. Când D-O este egal cu D-C. D-O egal cu D-C. Din ce mărere? Într-un unghiul D-O-C avem O D-C de 30. O de C, de C de 30, este de 30. Da. De C, O e de 75. 75. Și de O, de O de este de 75. Deci de O e comunit cu de C, deci de O ăla o să fie... Deci de O, avem cu... triunghiul, hai să ne mă punctăm și asta, triunghiul de O ce? Triunghiul de O
ce Isus cer, rezultă de aici că DO este cât DC, DO egal cu DC. Deci, înseamnă că DC, care am avut-o de aflat, este... Este 2 egal cu 2. 2 pe lângă radical de 6 minus radical de 2, cum am avut și noi, da? Deci egal cu 2 pe lângă radical de 6 minus radical de 2. Iată, la aceeași valoare, am găsit și pe o care și pe cealaltă. Sigur, îmi place soluția în sensul frumuseții ei, dar ea este consumat mai mult timp. Aia care am văzut-o eu aici, cu teroarea generalizată, m-a dus direct. Discutăm așa, exact. Concret. Frumusețea pentru frumusețea ei este minunată. Deci în orice de unghi. Deci în orice de unghi. De-aia e teroarea generalizată. Două laturi și unghiul dintre ei, gata, nu trebuie așa. Să nu trebuie de pe ea. Dar asta e, să zice, generalizată. Pentru că ea o cuprinde pe Pitagora, în dreptul mic. Exact. Cos de 90 de grade, cât este? Cos. V-ați gândit? Cos de 90 de grade? E 0. E 0. E 0. Cos de 0, când zici minus de 2 ori primă, ori a 2 ori 0, dispare asta. Exact. Și atunci rămâne pătratul latură celelalte sau pătratul catetelor. Că minus de 2 produsul, de-aia se cheamă generalizată. Că o cuprinde pe Pitagora dintr-un contribut de unghi din 90 de grade. Și da? Foarte rapid. Merită să o ținem minte da. Și cum se demonstrează, mai țineți minte? Ce? Nu. Cu cosinusul. Deci, dar ziceți Pitagora generalizată? Teorema Pitagora generalizată. Nu știu. Nu mai știm. Da? Să o ține minte așa? Da, mă ține minte doar așa. Latul unei laturi, suma pătratului celorlalte două. Ce le? Minus de 2 produsul lor, ori posibil să unim între ei. Deci eu am fost încântat de idee, să mă autorizez că e soluția frumoasă, dar am consumat timp, doar atât. Și între a nu face nimic, da, aici, da, da, Maria, o facem pe asta, dar nu știu ce o să vă dau. E tot subiectul. Tot subiectul ăsta, da? Adică ai făcut-o pregătare problemă? Sigur că ai făcut-o. Da, am făcut-o așa. Acasă ai făcut-o. Da. Da, deci asta a fost dată la test. M-a simulat. Ce vi s-a părut aici, în problema asta? Ultimul, era CD-ul făcut. Deci Maria și Adrian, nu CD-ul. Deci, practic, a fost sancționați din cauza teoriei de teatru generalizată. Asta a fost soluția cea mai rapidă, nu? Să zicem pe aceea cu construcția anumită din anumite, dar asta trebuia să picați foarte repede. Deci, într-un triunghi care cunoaște două laturi și unghiuri dintre ele, vezi unghiuri de 30 de grade de ani, dacă ar fost unghiuri de 45, de 75 sau de 15 grade, n-ai fi putut reacționa. Deci, te duci la teorema Pitagora generalizată, când știi un unghi, a cărui cosinus să-l poți, să fii unul din unghiuri acestea, de 30 de grade, de 60 de grade și de 45 de grade, care voi știți de așa. Gata. Ia să vedem. Problema 2. Se dă o piramidă patronateră regulă. Deci, ipoteza. V, A, B, C, D. V, A, B, C, D. Piramidă patronateră regulată. Are toate mâchile de lungime 6 cm. Da, patronateră. Regulată. Are toate mâchile de lungime 6 cm. Toate mânchile de lungime 6 cm, da? Deci VA egal cu VB, egal cu VC, egal cu VD. Egal cu AB. Egal cu AB, de toate mânchii spune, da? Și da. La bază. De ce toate mânchii? AB egal cu 6 cm. Concluzia A. Arătați că mânchile laterale VB și VD sunt perpendiculare.
În concluzie, primul punct. VD. VD, perpendicular pe... VD. VD, 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 VD și VD sunt perpendiculare. Așa. B. Determinat volumul piramidei. Volumul lui V, A, B, C, E, egal cu cine. Și la ultimul, B, C, determinat distanța de la punctul A la planul V, B, C. Distanța de la punctul A la planul V, B, C. B, 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 deci complement iar la punctul C am avut. Da, tot aici. Hai să desenăm o piramidă. Deci, o piramidă patru-latere regulată. Latură.
Deci, cu D, cu D, A, B. Cu D, atunci să vieți. D, A, D, D, A, B. Și cu V, D, B, da? Sunt concurente. Și cu un triunghiul D, A, B, D, A, B. Dreptunghic. Dreptunghic. Cărciune. Dreptunghic în A. Deci măsura lui A. 90 face practic ca și măsura lui D, B, B, D, B, B, să facă tot 90. Și atunci înseamnă că V, V, D e perpendicular pe V, B. V, D e perpendicular pe V, B. Ce părere aveți? A, V e perpendicular pe V, C? V, A, pe V, C. V, A? Da. Pe V, C. Da, este. Da. De ce? Pentru că dacă e șoaptele ca din 2... Deci, este locuind pentru că... Analog, da. Analog. Da. Și analog, pentru că este aceeași situație și în triunghiul A, V, C. Nu? Tot așa. 6, 6. Adică cu A, B, C sau cu A, B, C. N-are importanță. Da. Și cu un terminat problemă. Volumul. Volumul. Maria. Maria sau Adi. Volumul. Deci la punctul B, volumul lui V, A, B, C, egal cu aia bază. V, A, B, C, D, da. Aria lui ABCD, ABCD, ori VO, supra A. Și are un ABCD, este știută că e 6. Sunt 36. Da, deci 36. Ori VO, cât o fi? Deci vine 12 ori VO. Acum VO mergem în VOB. În VOB, ce știm? Știm o B, o B și V, B. E pl radical în B, adică 3 radical în B. Deci, în triunghiul ai spus V, O, B, V, O, B, avem V, O, nu știm, deci O, B, ai spus că este cât? 3 radical în B. 3 radical din 2? Da. Jumătate din D, B, da? Egal cu D, B, pe 2 și egal cu 3 radical din 2. Noi facem că tubul care e 6. Vb egal cu 6. Teorema lui Pitagora. Vb cu pătrat. Vo, nu? Vo. Și radical din? Radical din vb pătrat care e 3, 6. Exact. Minus 18. Nu, ori, 2, 18. Și fac cu 3 radical din... Ba nu. Ba da, 3 radical din 2. Face 3 radical din 2. Și cu asta am găsit pe VO, pe care o punem sus, ori 3 radical din 2. Și face 36 radical din 2 centimetri cubi. Centimetri cubi. Sunt odată metru pătrat aici, mai bine metru la 2, metru cubi. Și ce? Și ce-ul, distanța de la A, la planul VBC. De ce perpendicular din V pe B? Din V pe B, C. Deci perpendicular din V pe B, C. Apotema, nu? Ei, apotema. De ce perpendicular din V pe B, C? Apotema sau nu? Nu scrie. O perpendicular din V pe B? Pe B, C. E? B, C. Mă arătăm cu M. Și ori indică perpendicular? Nu este indică. Indică la mijloc, da? Că triunghiul este ce perpendicular? E, de la C.